Proprietarul unei ferme de porci din Gala se acuză faptul că, deși a anunțat că există suspiciune de peste porcină în ferma sa, autoritățile nu au acționat decât după câteva zile. Laurențiu Cojocaru deținea 19 porci. La începutul săptămânii trecute a observat că o parte dintre aceștia prezentau simptomele peste porcine. A alertat veterinarul. Am sunat doctorița, i-am zis din prima că am citit tot, m-am informat că este peste. Ea nu că s-ar putea să fie o rujetă, o nu știu ce, a declarat fermierul. Avea la finalul săptămânii veterinarii s-au deplasat în teren să-i probe de sânge și atât. Spre seară, pusă să moară, așa că reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare s-au întors la fermă, de data aceasta în Armascul cu lopeți. Domnii doctor să pau groapa cu hârlețul, dacă vă vine să credeți așa ceva, la 11 noaptea, le-am zis, sunteți ca în filmele de groază, faceți circul lumii, nu vă e rușine. Abia duminică, la 5 zile de la sesizare și după ce 7 porci au decedat, a fost confirmată pesta porcină, iar Direcția Sanitar Veterinare a eutanasiat și restul suinelor. Atât prefectura, cât și DSVSA au infirmat faptul că pesta porcină a fost sesizată încă de marțea trecută și au declarat că au acționat prompt. Ne-am deplasat imediat și am fost anunțați de colegul medic veterinar concesionar care a procedat la anunțarea Direcției Sanitar Veterinare. Nu a durat o săptămână. În aceeași zi în care medicul veterinar concesionar ne-a anunțat, ne-am și deplasat. Doar am pregătit autolaboratorul și am venit, a declarat Carmen Stroia, directorul DSVSA Galați. Între timp, pesta porcină se extinde cu repeziciune. Recent, în Buzău au fost confirmate două focare, iar autoritățile bănesc că pesta porcină a fost adusă din Tulcea, unde momentan sunt confirmate peste 460 de zone unde virusul este activ. Un alt județ în care au fost confirmate focare în ultimele zile este Ialomita, unde până acum 6400 de animale au fost ucise preventiv. În total 11 județe sunt afectate de virusul peste porcine, iar alte 12 riscă să fie afectate în următoarea perioadă.